tradiția poporului românesc din Ardeal se află la un nivel înalt, european, poate intra în competiție oricând cu cultura franceză, germană, americană sau rusă și n-ar trebui să ne fie rușine de tradițiile noastre. Pentru a ne atinge scopul, pentru a promova cultura românească, cultura ardelenească, vom face o serie de proiecte de-a lungul existenței noastre ca și asociație. Proiectele vor consta în proiecte social-filantropice, donații de cărți, ajutoare pentru copiii din casele de plasament și alte acțiuni de acest gen. Pe plan cultural, dorim să aducem în actualitate personalități istorice, personalități care au semnat foarte mult pentru cultura românească, pentru Ardeal și așa mai departe. Primul nostru proiect se intitulează Zile Culturale Avram Iancu. Am vrut să începem cu Avram Iancu, fiindcă el, în Ardeal, a fost primul care a unificat românii și le-a dat o conștiință. Le-a arătat că existența noastră culturală este una indiscutabilă. Putem fi mândri de trecutul nostru, de cultura noastră și noi suntem români. De la Avram Iancu încolo au pornit luptele pentru dreptatea românilor, lupte date într-un mod civilizat, care în 1918 au rezultat cu unirea, cu Marea Unire. Vreau să dau cuvântul colegii mele, Patricia, care vă va spune în continuare despre tradiția și cultura românească din Ardeal. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Nu puteam decât să salut această inițiativă a colegilor mei și să le doresc o cât mai largă activitate și să-i asigur de tot sprijinul meu viitor. Indiscutabil că fiecare dintre regiunile României au o puternică tradiție și orice prilej de a aduce această tradiție în prim plan nu poate fi decât binevenită. Mai ales prin acțiunile ce vor aveni, care se adresează tinerilor. Cred că este foarte important ca o organizație de tineret, în principal, să aibă ca țintă tinerii, pentru că cu toții știm că tinerii în ziua de azi uită de cele mai multe ori sau, să zicem, trec mai ușor peste aceste lucruri. Trebuie salutat faptul că este o organizație culturală și nu doar tradițională, care îți vrea doar sprijinirea tradițiilor. Eu aș dori să îi pot asigura că în ceea ce privește sprijinirea tradițiilor o să încerc să fac lucrurile să fie cât mai aproape de autenticitatea adevărată și să excludă oarecum chiciul și toată falsa promovare a tradițiilor din ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Domnul Horațiu Neagoe, artistul nostru. Bine v-am găsit. Va spune câteva cuvinte despre idealul lui și de ce anume sculptează obiectul. Idealul meu este de a duce mai departe tradiția românească și a tot ce este românesc. Cum mă ocup cu sculptura din totdeauna, nici nu mai scriu de când, fac obiecte de lemn românești, arhaice, cum făceau și străbunii noștri, fără niciun fel de finisaj, fără nimic. Cât mai naturale posibil. Și cu ocazia aceasta vă dați seama că, virgulă, și cultura românească este, cu aceste exponate, este expusă și cultura românească, spre a fi reînvățată de cei care probabil că au uitat, de generațiile tinere, care nu mai știu ce înseamnă obiectele acestea, nu se mai ocupă nimeni, să, cu ocazia asta, să redescoperim, să reînvățăm și să promovăm cultura românească, mai ales în Ardeal. Vă mulțumesc! Primul nostru eveniment
zile culturale Avram Iancu va fi împărțit pe 3 zile. Joi seara, într-o locație pe care o să o anunțăm ulterior, va avea loc o discuție pe tema regionalizării și dacă Ardealul are nevoie de regionalizare sau nu. Concluziile le vom afla după. Invitați sunt acei tineri care sunt interesați de subiect, au un fundament, au o bază și pot să discute în mod civilizat despre acest aspect. Vineri vom avea o expoziție cu vânzare ale obiectelor sculptate de către Horațiu, iar sâmbătă vom aprinde câteva lumânări în piața Avram Iancu și vom spune câteva cuvinte despre ce anume a semnat personalitatea lui Avram Iancu pentru noi. Vă mulțumesc!